Tine, sunt și eu, gândește-te la mine dacă tai în chirie Gândește-te la mine dacă ai căzut la pușcărie Asta o să devină un meme, băieți Asta o să devină un Montana, genial omul ăsta și-a găsit cu cine să colaboreze. Nu fac mișto de Montana, Montana are tot respectul meu. Bun, uh, pentru cine n-a fost pe live-ul de seară când uh, am anunțat că atunci am aflat și pe la 12.30 că a fost arestat al nostru Bălan, precum Dan, au câte link am pe aici. Da, am deschis pe aici niște clipuri, o să vi le arăt imediat. Ok, hai să mai las un tab cu youtube -ul. Bun, deci, treaba asta în felul următor. Până la urmă a fost arestat, văd că a postat și jocul virtual. Oricum am făcut live seară pe la 12 12.30, cred, și am ținut până pe la 2. Hai să stați așa un pic. Cam o postare pe o comunitate unde am lăsat eu niște... Așa că am lăsat niște chestiuțe să le zic pe episodul ăsta Dar niciodată nu mă pregătesc, sunt prea pampulea uneori Bun, deci am făcut ieri live-ul ăsta De fapt azi dimineață mai bine spus, sau azi noapte S-a aflat, bine n bine, că nu dormeam, că ratam vorba aia Ratam algoritmul ăsta, blană, 2800, mă rog, aveam vreo 2600 S-au mai, -au mai făcut câteva Am făcut 100 și ceva de like-uri, s-au crescut acolo 115, pardon, dislike-uri Au venit foarte mulți care au zis Bă, ce te de nu ți-e rușine, ești invidios, Hu! Bun, hai să începem așa, deci ce am, deci ce am zis eu pe aici Mulțumesc tuturor care au fost pe live, oricum Voi face un rezumat, vor despre Așa, bun, deci cât de grav este ce a făcut În primul rând, pentru cine nu știe La L-au arestat aseară pentru do arestat Reținut pentru 24 de ore, urmează să-l audieze să, Sau să-i dea verdictul de 30 de zile preventiv după alea 30 de zile o să în timpul alor 30 de zile probabil se decide dacă au dovezi suficiente, ei lungesc pedeapsa provizorie, îl bagă în, instanței, instanță, dă doar amendă că de achitat de despăgubit, n-are ce să primească. Bun. Hai să vă spun cu stă treaba Pentru cei care nu înțeleg cât de gravă este situația și continuare, să țin zic, mă, că a fost o glumă, că n-a fost nimic grav, că nu știu ce. Treaba asta în felul următor. România e pe primul loc în Europa. Pe primul loc în Europa. Vorba Europa, lanțul centrul civilizației mond mondiale, cum s-ar putea spune. Deci România e pe primul loc în Europa, la numărul, sau Uniunea Europeană, cred că Uniunea Europeană era nu Europa. Mă rog, undeva pe acolo, oricum nasol. Deci pe primul loc în UE, la numărul de minore care nasc, de copii născuți de alți copii. Nu există educație sexuală, multă lume se pune educație sexuală că le că vine lumea cu cama, le vine profesor cu cama, sutra la școală și intră pe porhap și le arată chestii pe acolo la copii. Deci, pe scurt, copiii nu sunt educați. Sunt foarte mulți copii care au copii, copii cu bol cu transmitere sexuală, boli venerice care nu-i normal să le ai la vârsta aia. Și toate încep de la educație. Și acest om este total opusul educației. Le zice copilor să nu meargă la școală. Bă, nici bine mi-a la școală, dar totuși am mers, totuși. Știți pe ce vorbim aici? Zice copilul cu școala e degeaba. Mă rog, că te învață multe chestii care o, pe care o să le uiți repede, asta e adevărat. Dar nici chiar să nu te duci deloc. De asta el și-a câștigat porecla de patru clase. Um, cum spuneam, zicea, să nu la școală, babardiți tot ce prindeți. Eu dacă nu eram cu nevastă bea, to toate minorele. Chestia pe care a spus-o el este o influență negativă și putea să-i prostească pe mulți, să-i învețe să facă așa ceva și ajungeam și mai rău. Pentru că la 850.000 de, de oameni și majoritatea, nu vă zic eu, 99% de ăștia mici, 10 mai mici, 8-16 ani pe acolo, um, nu știu cum să zic. Învăța pe asta și ajungeam și mai rău. Am citit și codul penal pe live și pe live-ul de seară și acum câteva live-uri. Legea spune clar, instigarea se plătește cei care susțineți în continuare. Că ajung și la o altă chestie pe care am spus-o seară pe live, că n-am nevoie de susținătorii lui la mine pe canal. Am spus așa, că mi-a -aș și atras atenția care va păcea și mulțumesc. Că pe el pot să-l judece, zic de 850.000 de oameni, ce cu noi? Iată de el, nu de noi. Am spus așa. Cine vine să-l susțină, să-mi dea dislike cu să place că n-am nevoie de oameni de genul. Invi să-mi dea dislike, să-mi dea și report, n-am nicio treabă. Nu vreau să am asemenea abonați. Să zicem, nu știu, îl susțin, dar le place și ce fac eu sau ce genul. N-am nevoie de genul ăsta de oameni. Am mai făcut video despre el, chiar mai multe, și la unul dintre ele mi-a comentat un pedofil. Am făcut uh, și atunci videoclip cu pedofilul ce-l susține pe acolo. Ce afirmații făcea la risca 18 ani închisoare, nu 12. Uh, da, ăștia sunt oamenii care îl susțin. Peste tot, vedeți. Pe, la știri pe YouTube. Toată lumea, toți YouTuberii mari spun că nu e ok ce au făcut și că prea mănâncă căcat. Vă recomand clipul Lospa. A zis totul clar și pe fața acolo fără nicio... Cum să zic, fără niciun regret. Uh, da, cine îl susține continuare pe acest om care vorba aia, a ajuns să-l ia poliția, să-l să rețină. Uh, dar continuare să susțineți așa ceva... Sper că sunteți doar mici și nu înțelegeți gravitatea faptei. Dacă sunteți mari este de vârsta mea și considerați că ce mă cu e ok mă să te dai la să ai 22 de ani și să te dai la dalea de, de 15 Vă rog, dați-mi dislike, dați-mi report și nu vreau să am asemenea public. Ok? Mersi. Uh, ce am mai zis pe aici? Am văzut de gravitate, că risc să te la pușcă și despre comunitatea lui Bun. Am zis și asta. Și am mai adăugat o chestie. Bun. Uh, am văzut video-ul ăsta care de fapt e o mai veche reacția de vestisi, ca să zic așa. E de prima tura, nu când a fost arestat acum. Dar nu asta contează. Ideea este că nici ea nu se crede. Deci, vorbea aici. De a persoană, petelor, în general, fiecare... Am spus și poate... pe live asta, văd din nou. Deci, aici. Are o expresie facială neutră, ca să zic așa. Nu râde, nu plânge, doar explică ca cum își dorește. Asta nu de dreptul nimănui că poate să o atingă pipă sau mai știu. Undeva mai pe aici o apucă râsul. Dați așa. Vreau doar să vă explic. Că Alexandru este cu tot o altă persoană în viața de zi cu zi. Noi suntem împreună de șase ani și vă... ce deci, ai zis o afirmație. Că e de șase ani cu el. Stați să vedeți și urmează. Sigur că imaginii de alea nu reflectă deloc felul în care este el, felul în care se comportă într-o relație cu mine și nici cu cei apropiați. Toți oamenii care ne cunosc știu că el este o, și -o, o persoană super bună Deci nici el se crede, vine să Deci ca să înțelegeți. A zis că e cu el de atât, că și cu mine nu face. Da, asta înțeleg, nu o pune cu capul de pereți. Dar când a început să zică că lumea știe că e cu totul alt în persoanele apropiate, deja începe să nici măcar nu se crede, ca să zic așa. Deci, prin urmare, aveți tot dreptul să-l susțineți, dar n-am nevoie de subscriberi comuni. vedeți ce se întâmple. Eu zic că nu o să facă 12 ani. Dacă nu se găsesc dovezi gen, doar că a instigat, poate doar să-și iau amendă usturătoare sau ceva cu suspendare și o muncă o folosă comunității. Dar oricum, chiar dacă nu o să, să zicem că nu o să pățească nimic grav datorită justiției. Cum să zic? Eu hmm. Nu să zic. Tot o să aibă uh, amintirea asta, ca să zic o traumă pe care nu o să o uite. că adică sigur o să viseze noaptea că era pe care să ajungă în aceeași celulă cu dincă. Aici ați unică, domne, că cu dincă n-au rezolvat, să rezolve cu asta. Treaba asta în fermător. Dacă nu suntem în stare să rezolvăm chestiile micuțe. De exemplu. Hmm, cum să zic. Dacă nu ești în stare să omori o muscă. Care te buzie Sau un țânțar care te nu, noaptea. Nu te aștepta că o să fii în stare să. E măsuri împotriva. Nu știu. Bătăușului tău. Sau împotriva unui scandalagiu. Dacă nu ești în stare să dai în gât un coleg care te amenință, nu o să fii în stare să te descurci în societate. Și cum să mai zic? Dacă, și acum reveni la cazul ăsta, dacă nu suntem în stare să-l rezolvăm pe ăsta, doar cu afirmațiile sale, cu o chestie care este oarecum mai minoră ca să facă așa o glumă, nu o să fim niciodată în stare să rezolvăm probleme grave cum ar fi oameni precum Dincă, hoți din Parlament, protejatul politic care a bătut-o pe tequila și așa mai departe. Hai bă, mai am, un pic să fac 10 minute, vreau să fac monetizarea de Păi tot profităm, de ce nu? Eu ai să cu la fel, hai să fiu acum un, un profitor să fac 10 minute să fac reclame. Bun. A, cred că am zis ce era de am mai scăpat ceva pe comunitate pe aici? Nu asta, aici. Ba, am zis gravitatea. Am explicat de explicat. Ok, am spus am ce s-a spus pe live. Am zis că de gravui, că trist că din nou puteți să căutați codul penal și zice clar acolo 5-12 ani. Dar nu cred că o să se ajungă la 12 pe ani dacă e. Dacă e poate e a minimul și mai scrie o carte, deși are 4 clase, nu știu cum o să scrie. Și am zis și un O poate bună. O replică de la Codri. Bun. 10 am făcut. Da. Ăsta e videoul. Trebuie să stau să fac acum un thumbnail blană pentru că da, facem, facem clickbait pe seama lui, creștem pe spate lui, nu pe spate unei prostii de lui. În fine, asta a fost clipul, sper că v-a plăcut, vă aștept opiniile în comentarii și ne vom auzi data viitoare, poate mai fac un live de seară, mâine, postez, nu știu, vedem noi, hai! O zi liberă vă doresc! Mai zi lui Montana! Gândește-te la mine dacă stai în chirie, gândește-te la mine dacă ai căzut la pușcărie, gândește-te la mine dacă ești acum la greu pentru că la fel ca tine sunt și eu. Gândește-te la mine dacă stai în chirie, gândește-te la mine dacă ai căzut la pușcărie, gândește-te la mine dacă ești acum la greu pentru că la fel ca tine sunt și eu.